Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. A pierdut Hamas controlul asupra fâșiei Gaza? Ce propune organizația pe care izraelienii o bănuiesc că ar avea comandamentul chiar sub spitalul Al-Shifa, paralizat din cauza conflictului? Aflați dintr-o dezbatere explozivă. Care pot fi cele mai negre urmări ale războiului pentru Gaza? Cât de grave ar putea fi consecințele militare și economice pentru toată lumea? Atenție! Urmează scenarii la milimetru! Întâlnirea titanilor se apropie. Mâine, Joe Biden și Xi Jinping vor negocia pacea planetei. Intrăm sau nu în al treilea război mondial? Crește din nou inflația. Urmează un nou val de scumpiri după creșterile masive de taxe. Întrebări legitime. Există și răspunsuri. Unele din dezbaterile intense de pe internet se referă la așa numitele orașe de 15 minute și la dispariția proprietății private. Dezbatem intens aceste subiecte cu potențial incandescent. Gata, se confirmă. Carnea de laborator va fi produsă în UE. Mai întâi va fi destinată pisicilor și câinilor. Putem să ne luăm adio de la fripturile de porc și vită, de la peștele și cârnații care sfârâie pe grătar? Vom mânca mici, creați la imprimantă? România cumpără tancuri americane grele. Asta e vestea bună. Vestea mai puțin bună e că nu avem infrastructură pentru ele și că în Ucraina s-a demonstrat că pot fi distruse cu drone ieftine. Despre România și posibilele provocări militare la care poate fi supusă după era Biden, vorbim astăzi într-o ediție de excepție. Da, doamnelor și domnilor, o ediție de excepție și în această seară. Super subiecte, super subiecte. M-ați omorât, dintr-o dată cu muzica asta, m-am speriat. Dar așa este. Asta trebuie să fie tensiunea. Urmează super subiecte. În platou, în acest moment, celebri Mirel Curea și Marius Ghilezan. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit. Nu pierdem timpul. Se întâmplă lucruri în Gaza și mă iau după reacția Hamas. Marele scandal, vorbeam și cu domnul general Alexandru Grumaz aseară, e că tunelurile astea, care ar fi dispuse pe vreo 7 nivele, chiar 8, duc până sub spitalul Al-Shifa, care în acest moment este paralizat. Reprezentanții ONU spun că au murit deja vreo 7 bebeluși care nu au putut fi transportați. E horror. Însă tot comandamentul central al Hamas ar fi sub acest spital Al-Shifa. Problema e că Hamas a dat un comunicat. Cere 5 zile de stand-by. În schimb, ar fi dispusă organizația să elibereze până la 70 de femei și copii reținuți. Deci armistițiu de 5 zile. Ce spune? Ce ne spune acest fapt? Faptul că Hamas cere un armistițiu de 5 zile. Prima oară când se întâmplă asta. Au câștigat? Câștigă izraelienii decisiv? Clar? Fără niciun fel de discuții. Dar era clar din capul locului. Cine le cunoaște un pic istoria, nu aia secretă, că pe aia secretă nu poate să o știe nimeni, pe aia la vedere. Memorii scrise de foști ofițeri Mossad. Cine știe, a știut chestia asta, a înțeles din data de 7, cât a fost Marius? 7 octombrie. Octombrie. Din 7 octombrie că va urma prăpădii, găsește și în gaură de șobolan. Sunt de o tenacitate ieșită din comun și mai mult decât atât. Ei au mai făcut greșeli izraelieni. Au mai făcut greșeli, au mai primit niște lovituri la care nu se așteptau. Au capacitatea de a-și reveni într-o fracțiune de secundă. Dumnezeu, popor care supraviețuiește de mii de ani și a fost pe cale de exterminare de mai multe ori. Ăștia nu se joacă, ăștia pot face greșeli. Au mizat pe inteligența artificială și oamenii au moțăit. Aia care erau în post, că a început mici anchete, aia care erau în post, ascultau muzică, făceau altceva, se jucau pe telefoane. Revenind la întrebarea pe care ai pus-o tu, sigur, ăia care declarau că ei abia așteaptă să moară pentru cauza asta, vor să fie martiri, să se întâlnească cu fecioarele lor, vor să salveze pielea.
Cum? 5 zile. Le trebuie 5 zile. Le trebuie 5 zile ce? Ca să se bărbirească, să pieptene, să se coafeze, să se epileze. Ce? Să găsească ieșire. Și să scape de acolo. Atunci, domne, viețile noastre către contra vieții vieților ostaticilor. Mai mult decât atât, și cu asta am încheiat, mai mult decât atât, știu de la un amic de-al meu, un om care un om de afacere izraelian, a fost ofițer, un tip în vârstă, are contacte, ei vorbesc și ei între ei, cum vorbim și noi pe aici între noi, și care îmi spunea, ține minte ce spun de acum. Sunt 45 de minute de filme făcute pe bune, cu ce au făcut în data de 7 octombrie. În momentul în care filmele astea vor fi văzute la proces, că va urma un proces, vor fi văzute la proces, șocul va fi identic cu șocul care a avut loc, care a fost în timpul procesului de la Nuremberg, când, știți, momentul când au prezentat filmările cu camerele de gazare, cu scheletele, cu muribunzii pe care i-au găsit trupele aliate când au ajuns deci, la lagările de concentrare. Și sunt lucruri pe care tu îți imaginezi niște atrocități. Niște copii omorâți, îți depășește orice imaginație. Omul zice, și fii atent, eu n-am văzut decât câteva minute din filmul ăla. Dom'le, ei se așteptau, Hamasul se așteptau la altceva. Ei nu de tâmpiți au filmat. Sau, mă rog, de tâmpiți, în fine. Că ei au filmat, aveau camerele alea, bodycam sau cum Dumnezeu să nu, ei filmau și ei le puneau, le-au pus pe Twitter, le-au pus pe... cu atrocitățile pe care le-au comis. Au vrut să taie posibilitatea izraelienilor de a se face că nu s-a întâmplat nimic prea grav. Atunci, intenția Hamas a fost să infurie la paroxism pe Israel, să intre peste ei, peste Hamas, țările arabe să se solidarizeze cu Hamasul și să înceapă un război devastator în zonă. Mă, n-a ieșit așa. Și au nevoie de 5 zile ca să scape pieile. Ăștia comanda Hamas, atenție, fiind milionari. Sunt băieți cu bani grupă, nu sunt niște rupți în gură de foame. Iar comandanții lor suprem, nu mai știu cine spunea, ori tu, ori Mirel, 30 de ani de zile în paradisuri dintre astea, Dubai, în zonă dintre astea, tot așa, sute de milioane de... Tot ce-a pompat, ce-au pompat și evrei și Occidentul, ce-au pompat în Gaza. Scuze-mă, m-am lungit mult, Marius. Nu face nimic. Nu, deci 5 zile de armistițiu cerute de organizația militară Hamas, de conducerea militară Hamas, în schimbul returnării, în schimbul a 7 ostatici, femei și copii. Toată lumea își pune problema ce se va întâmpla dacă acest război se va generaliza. În acest moment, din ce vedem, nu se generalizează nimic. Șansele sunt mici pentru că Israel avansează mult mai repede decât ne se așteptau mulți. Dar Nasser nicio... Ce în Nasser? Abia au acceptat egiptenii refugiați. Contrar, nu sare nimeni. Pro-Palestina din toată lumea și din Europa care... în care ani de zile au venit grupuri etnice din spațiul arab. Iată că Israelul își vede de intervenția militară, contrar emoțiilor, contrar acuzațiilor că e genocid acolo și că omoară în stânga și în dreapta. În acest moment sunt foarte aproape de spitalul Al-Shifa, considerat un alibi mai degrabă sau vârful icebergului, pentru că în iceberg s-ar afla exact comandamentul central al acestei organizații considerată teroristă. Este într-adevăr un semn că cedează Hamas sau e doar un moment de ce am obișnuit într-o astfel? Eu nu cred niciodată în declarațiile din timpul războiului. Întotdeauna sunt foarte circumspect și văd poza așa globală, poza din ansamblu. Deci încerc să înțeleg, nu vreau să mă duc după fentă. De multe ori declarațiile militare ascund ofensive, pot să ascundă altceva. N-am vrut să fiu păcălit nici în timpul războiului din Ucraina, nu m-am luat după declarațiile de moment. Aștept să văd reacțiile. Sigur, am spus-o și aici la dumneavoastră în emisiune. Că Israelul n-are cum să nu îi rupă. Dar am avut toată încrederea că armata statului Israel
chiar eram îngrijorat să nu radă prea mult, să nu moară prea mulți civili. Adică civilii n-ar trebui să sufere din niciun război, copii. Vedeți dumneavoastră, noi ne ocupăm de media de ani de zile. Încă din primăvara arabă, din 2012-2013, știm funcțiile iconice ale războaielor. La Kiev, în 2004, erau copiii puși în brațe și cu steagurile UE și noi vrem UE și nu știu ce. Între timp s-a documentat, s-a aflat cine le-a organizat. După primăverile arabe nu s-a întâmplat nimic, nicio democrație nu a răsărit acolo și așa mai departe. Deci e clar că Israelul stă foarte bine, cea mai performantă armată din lume. Practica punerii comandamentului sub un spital am observat-o și în Serbia în 99. Da, mă, uite, uitasem, ai dreptate. Da, 99. Și ei bombardaseră ambasada Chinei, americanii, și când colo era în altă parte comandamentul, era sub un spital, după aia unde s-a mutat comandamentul militar sârb, sub un bloc de 10 etaje unde era plin de ziariști. Și ca să se provizeze. Deci, da. Strategiile militare sunt cam aceleași. Ei sunt specialiști, se influențează unii de la alții. Dacă aș fi militar de carieră, probabil că aș înțelege ca domnul Grumaz mult mai rapid tot ce se întâmplă și ce înseamnă o declarație că facem armistițiu. Păi în Ucraina nu se face niciun armistițiu. De ce declarații? Cine sunt ăștia? De ce declară așa? Nici măcar de Crăciun anul trecut n-au făcut armistițiu. Exact. Și așa cum Mirel a zis foarte bine, Hamasul este o huntă militară, ținută de oameni bogați, trag la ordin, sunt plătiți, sunt un fel de mercenari. Dar ce m-a impresionat cel mai tare este câtă îndârjire au avut kosovarii la meciul cu Israelul. Nu avea nicio miză pentru ei. Dar vedeți ce înseamnă ideologia. Spuneam la o altă televiziune cum să ne salvăm de măgăruși. Adică școlile române, eram cu doamna Cati Andronescu și zic, dom'le, nu avem decât o singură soluție. Valul ăsta progresist vine peste copiii noștri, clar. Și zic, mai ne putem salva doar să dăm un decret lege prin care să se scoată ideologiile din școli. Cred că asta e singura soluție pentru a salva copiii noștri de progresiști și de nebunile astea. Ei, ideologia întreținută de deep state-ul american. Păi acum e o modă să fii pro-palestinian prin Occident. Te dore capul. Adică s-a creat așa un curent. Un tefelism. Un soi de tefelism, mai dreptate. Pălească, da, începe să pălească. Eu am spus, mă uitam siderat, că și ieri, aseară am zis, eram la Viena acum câteva zile, 10 zile sau nu știu când eram, și în hotelul Investiții Americană în care am stat, foarte aproape de Schönbrunn, erau niște arabi de ăștia foarte ciudați, apropo, adică nu că am eu, s-a pus pata pe arabi în general, e o absurditate, arabii au adus foarte multe lucruri spectaculoase în civilizație, de ăștia care erau dubioși. Era unul cu rochița aia foarte lungă așa și care făcea poze însoțit de altul care avea o glugă pe cap, un training. Prin hotel stătea cu gluga pe cap, clar nu vrea să fie recunoscut sau văzut sau surprins de camere și făcea poze așa într-o poziție foarte bizară. Ziceai că se pregătesc pentru un atac, studiau ținta, pozau obiectivul. I-am întrebat dacă au securitate pe acolo. Și evident n-aveau, dar nici nu puteau să, nici puteau îndrăzni să se gândească la așa ceva și să îi suspecteze pe astfel de clienți, care am înțeles că se comportă absolut abominabil prin camerele de hotel, ce poate să facă. Occidentul este prins într-adevăr în această capcană, această colivie a grupurilor ăstora militantiste pro-Palestina și așa mai departe, dar începe să pălească treaba asta. Hai să vă mai zic una. Oamenii încep să se trezească. În weekend? Și din păcate vom ajunge iar la fenomene de exagerări contundente și ciocniri. Exagerări în partea elaltă. Republicanii au făcut în weekend prima mare reuniune World Wide Forum la Paris. Și era o sală de conferință a primăriei. Și din ultimul moment i-au anunțat pe republicani și au venit grei, mulți senatori și
posibil vicepreședinți și așa mai departe, și au anunțat că e posibilitatea de act terorist și au trebuit să se mute și au dus într-o cămăruță, nu știu pe unde. I-au înghesuit pe toți ăștia republicani. Adică se fac și niște excese în numele acestui război și... Se mai urcă unii și pe situație? Da, da. Și mai da. Profită? Bun, se zice că toată povestea asta și toate poveștile astea, dar cum fac parte dintr-un plan mai amplu de resetare, de reașezare, da. Problema e că trebuie să înțelegem până unde va merge acest plan. Uite, sunt oameni care, l-am văzut iară... Ce caută Harari consilierul lui Schwab? Vom vorbi noi le-am chisit atâta. Părea da, un tip strălucitor. Dacă îmi dai vorba foarte scurt așa să spun, să nu creadă oamenii, domne, au venit Ghilezan cu curea și așa vorbesc din ce cred ei. Nu, domne, toate lucrurile astea s-au mai întâmplat, s-au mai văzut. În legătură cu spitalul, foarte bine a spus el, eu uitasem de faza cu, așa e, cu spitalul și după aia cu hotelul ăla sau ce era, unde erau ziariști. Domne, Hemingway povestește. Nu mai știu, ori în Adio Arme, ori în pentru cine bat clopotele, nu mai mi-amintesc exact, unde cum erau folosite salvările pentru transport de armament. Nu este absolut nimic nou. Pe de o parte. Pe de altă parte, domne, tenacitatea asta a evreilor. Bă, știe curea că-s tenaci. Da, domne, știu. Am urmărit cu mare, mare atenție ce au făcut evreii după atentatele de la Olimpiada de la München. 74. Nu, 74, da. Domne, s-a crezut mult timp că i-au lichidat pe toți mai puțin trei. Trei păreau că au murit de moarte naturală. Nu, domne, au ieșit niște documente la iveală că nici ei n-au ieșit de moarte naturală. Dar deja era scandal de ăsta, tefelist până lume, că îi asasinau comandorile pe unde îi prindeau și îi asasinau cam demonstrativ ca să descurajeze viitoare acte de aceeași natură. Și atunci pe ultimii trei le-au înșenat infarcturi, toxi, infecții alimentare, chestii dintre astea. Absolut toți au fost lichidați. Gândiți-vă doar la... Autorii atentatelor de la München, pentru cei care nu toți, știu. Absolut nu toți, da. Nu, dar spuneți. A, bun, a fost un comando, un comando care a asasinat atleții, antrenori israelieni în timpul Olimpiadei de la München. Adică și sportivi și în timp de Olimpiadă, când se spune că armele tac. Și atunci a fost tot așa un gest dintre ăsta, nu doar criminal, dar și de provocare și de sfidare a unor simboluri ale pacifismului, ale sportivității. Ei bine, absolut toți membrii acelui comando au fost lichidați. Repet, ultimii trei li s-au înșenat o moarte naturală. De asemenea, cine citește, au apărut niște cărți bine puse la punct și chiar și filmul care s-a realizat, e un film care respectă realitatea, extragerea lui Eichmann din Argentina, tată, care a fost o operațiune de o complexitate ieșită din comun. Adică în comando ăla era inclusiv o doctoriță care să-l adoarmă pe ăsta, dar fără ca cumva să moară, dar să mai adormit fiind să mai poată și meargă, pentru că trebuia să fie văzut că mergea către avion și urcat într-o cursă elar. În fine, a fost o operațiune de o complexitate extraordinară. Dom'le, ideea este că evrei nu se joacă. 6 milioane de evrei omorâți în al doilea război. Absolut, după niște experiențe ca astea te mai joci. În Imperiul Roman, statul evreu a fost desfințat. Absolut. Ierusalimul transformat în pietre. Măi, fraților, da. Cine a fost la Tel Aviv a văzut... Vremea egiptenilor aveau toate șansele să dispară ca națiune. Și fără discuție. Uite-i că în acest sigur moment da. Probabil domină finanțele mondiale. Domne, din Spania, domne, la 1394, tu trebuie să-ți aduci aminte mai bine că ești istoric. Ei abia au scăpat. Noroc cu turcii și cu venețienii. Atât i-au primit pe evrei din Spania. Veneția și turcii. Și atât. Dom'le, cine a fost la Tel Aviv? A fost de ajuns. A văzut. Dom'le, în Tel Aviv eu nu înțelegeam ce sunt niște semne de cu săgeți. Dar sute, mii de semne. Dom'le, săgețile alea arată unde e plaja, unde sunt punctele de îmbarcare, dom'le, dacă toate țările arabe intră peste ei, dom'le. Să se ducă la nave, la șalan, de la bărci, la ce ori mai avea pe acolo, să scape o parte din ei. Dom'le, n-au cum să se joace, ei n-au voie să se joace, că îi poate costa ființa națională, existența. Și să nu uităm
atunci când noi am avut fericirea de a ne unifica cu Transilvania prin doctrina Woodrow Wilson, da. Statul Israel nu s-a putut forma. Deci, mult mai târziu, în 1949, cu ajutor american. Dacă nu erau americani, deci e cel mai vechi popor din regiune. Adică să o lăsăm baltă cu asta, cu arabii. Arabii au venit după Hristos în asta. Ah, că se pot revendica de la filisteni, care erau atunci comercianți, dar tot din când au venit din Egipt, Moise i-a adus, tot cu 6.000 de ani înainte de Hristos, și deci ăștia evrei erau primii acolo. Probabil că situația războinică și faptul că ei au trăit într-un clește civilizațional i-a călit. Acolo armata e pe bune, adică am vorbit cu foarte mulți oameni, adică ești bărbat după 2 ani de... Toți bărbații fac 3 ani de... Poate fete, lasă bărbații, fetele. Deci reali, acolo n-au timp tinerii de epilări, nu, și de gleznuțe. Nu-i scoate Soros la meeting-uri să salveze melci albaști? Când dacii, nu știu cum e la noi, n-am făcut autostrăzi. Bun, sunt unii, cum e Rubini ăsta, de-l mai cităm din când în când. Bă, dar pot să zic o chestie nasoală? E nasoală, sună prost, dar exprimă o realitate. Băi, fraților, uitați-vă la lista premiilor Nobel. 4 arabi au luat premiul Nobel pentru pace. Adică militanți de astea. Între care unul Yasser Arafat. A, da. Dom'le, și sute și sute și sute de evrei pentru fizică, pentru chimie, pentru medicină. Da, este o listă care circulă pe WhatsApp. Nu se vede nicio listă, intri pe... Câte premii... A, da, a făcut cineva Nobel statistica asta? Evrei, da. Și câte doar astea politice sunt la arabi. Dar acum noi nu avem nimic cu arabii. Adică arabii sunt niște oameni faini, dar ăștia sunt niște grupări teroriste. Hamasul. A explicat, adică, am dat acel pasaj un imam, la care sigur trăiește în Australia, că altfel nu-și permitea să fie atât de liber în afirmații, care a explicat că Occidentul a greșit primind elementele sociale cele mai dubioase ale țărilor arabe, atunci când s-au deschis către emigrație, și că a dat exemple țărilor arabe care funcționează perfect și care trăiesc în decent, nu numai decent, trăiesc foarte bine, condiții în care totuși marea greșeală a vestului, a Europei și a Americii ar fi fost că ar fi primit elementele dubioase din spațiul arab. Păi nu ne-a zis Merkel că așa e bine și că așa trebuie și că cine nu face chestia asta, un partea proastă, că eu asta nu înțeleg. Ok, îi primești pe asiatici care vin și muncesc. Dar la arabi nu e chiar așa. La aceste elemente care au fost primite, nu la arabii autentici, aia care stau la ei acolo și muncesc. Potrivit unor statistici care au făcut în conjurul mediei internaționale săptămâna trecută, 67% dintre bărbații din arabi din Europa nu muncesc și 70% din femei, 77% din genul ăsta nu muncesc. Și au câte 4-5 copii. Nu înțeleg de ce au primit. Adică nu, de ce să-i primești? Ok, refugiați de război. Au înțeleg câteva. Asta. Refugiați din Siria, oameni care și-au... Țin statele respective pe ajutoare sociale. Să tai ajutoarele sociale. Nu poți să-i lași să moară de foame. S-au dus, am văzut în... Mă le diminuiesc cât să-i trimis la muncă. Niște ghetouri, ceva. Ferentarii sunt meu. Ceva de lux. Ce am văzut acolo. Deja altceva. Nu mai e perioada în care stăteam în gazdă. Mă gândeam la ferentarii aia din anii 90, stăteam, când mă îngrozeam. Stăteam în gazdă în anii 95 prin ferentari, pe calea, nu știu cum se numea, mai știu, 13 septembrie sau nu mai știu. Și auzeam pe Sebastian, pardon. Sebastian. Da. Nu 13 septembrie, da. 13 septembrie la Unirii. Sebastian, și auzeam, știam toate piesele astea, precursoare ale manelelor, vine mașina cu pâine, stai. Da, eu mă gândeam la ferentarii din anii 90. Și se băteau toată noaptea, deci nu era o problemă. Era, și pentru noi ca ziariști, era destul de periculos. Dar n-am ajuns astfel încât să nu intrăm în ferentari, cum se întâmplă, intram, să nu intrăm, da, în aceste cartiere din Bruxelles, din... Da, nu mai vrei nici poliția, nu mai din... Dom'le, și-au bătut joc de țările lor. Francezii par să se trezească, nemții s-au trezit deja au trecut la expulzări. Eu simt asta. Eu am simțit în această vară că se întâmplă până și în Austria, nu mai zic, Austria e destul de... cum să zic eu, naționaliști, excesiv chiar.
Mă uitam cât de îngroziți erau străieci în momentul în care am fost la Ghețar și erau 90% arabi. Dar bine, erau arabi veniți din Emirate, cu bani. Se simțeau foarte jenați și ostili aproape față de faptul că ei sunt minoritari în propria lor țară. Iar lucrurile astea nu vor rămâne fără rezultat, mai devreme sau mai târziu. N-ai cum. Probabil că și Europa, nu știu dacă va avea resursa respectivă, va trece prin ceea ce a trecut și Spania în perioada numită Reconquista. Interesantă idee. Bun, Rubini vine că și el se agață de orice eveniment public pe care îl care apare, vine în fața publicului și zice, are dreptate din perspectiva asta, dacă se extinde conflictul din Gaza. Dacă Israelul și eventual SUA, zice el, bombardează Iranul, în cazul în care Iranul... În cazul în care Iranul... Dar asta se tot speculează de 6 săptămâni, deja am obosit. Da, ăștia au spus, dar i s-au uscat gâtul că nu au de gând să bombardeze niciun Iran. Da. Evident. De ce l-ar bombarda? Producția și exporturile de energie din Golf ar fi blocate, posibil pentru foarte mult timp. Acest lucru ar declanșa un șoc petrolier. În New York Times, că dacă se blochează strâmtoarea Ormuz, s-ar duce la $200. Am zis-o eu aici. A zis Dian Popescu aseară, care totuși e... Da, știe. Știe. El a zis, va fi $300, 100% dacă... Deci eu am citat atunci la tine, la dumneavoastră de emisiune... Deci ne-a spart, pe jos, de acasă, de oriunde. Nu mai din New York Times, asta era pe prima pagină acum o lună. Și Iranul n-a dat semne. Plus că nu sunt probe ale influenței iraniene în Hamas la ora actuală. Deci încă... În afară de rachetele pe care le au cei de la Hamas. Păi, nu, Hamas-o, am văzut și atelierul, m-am uitat pe TikTok, au apărut imaginea, sunt niște rachete care costă $700-800 și le fac ei în buncărele lor. Eu, ai putea să-ți faci și tu câteva, că ai curte mare. Mai ales că l-am studiat pe Conrad Haas, am coligatul în termin cu găinile și cred că ai studiat racheta în 3 trepte. Am aflat că rachetele Patriot sunt la 7 km de mine și de atunci am zis că sunt protejate găinușele de umbrele NATO. Am zis că mă duc afară din București și când aflu că antiaerian e lângă mine. Să fie primit. Acum sper să nu fie folosite. Mă, dar uitați-vă că nu s-a înghesuit nimeni, nici măcar Hezbollah-ul. Să se repede. Dacă, exact. Nu, și-a văzut toată lumea de programul zilnic de viață. Vorba lui Stalin și-au văzut de treburile curente. Atunci care va fi finalul? Dacă nu se implică Iranul, dacă nu o să se prăbușească piețele bursiere pentru că s-a implicat Iranul, dacă nu se nu crește prețul la baril. Dar Hamasul este o organizație teroristă. Bun. Cum va, ea care va să fi finalul? Fie plătită pentru diferite scopuri. Poate era un scop să-l radă pe Bibi Netanyahu și vom afla peste 50 de ani că de fapt era o acțiune contra lui Bibi. Așa, adică, așa de bine înfipt e Bibi încât e nevoie să te bați cu Hamasul ca să-l scoți de la fruntea, din fruntea guvernului? Păi nu, a adus America aproape de el. Mă, ei au sperat la solidarizarea lumii arabe. Asta au sperat. Ăsta e și motivul pentru care au difuzat imaginile. Să deforțeze mâna. Dar n-au înțeles că lumea arabă trăiește foarte bine cu banii occidentali și cu investițiile și cu, cu toți cei care vin din toată spațiul occidental și Europa de Est pentru ei. Cu toate investițiile. Păi, e foarte clar ce o să zic. Îi vânează pe ea până la... Ce să se implice în război? Îi vânează pe ea până la 1 dacă e nevoie și încă 30 de ani de acum încolo. Sunt capabili de așa ceva evrei. Au făcut așa ceva în istorie. Îi vânează ca pe gușteri. Și probabil că acolo va fi o nouă formă interesată de conducere a statului. Acum, haide să nu uităm nici faptul că Hamasul ăsta a ajuns la putere, ei fiind votați de populația palestiniană din Gaza. Nu știu, 60-70%, nu știu cât au avut. Deci, domnule, stai din țel că nu sunt niște teroriști sau strâns vagabonții dintr-un cartier, s-au coagulat așa în underground, nu știa nimeni. De... Nu, domne, palestinienii au adus la putere. Punct. Pentru ei nu sunt teroriști sau pentru 70% dintre ei. Să nu uităm că regele Iordaniei a renunțat la Cisjordania pentru nu mai putea să îi controleze. Și astfel încât este sub dominație izraeliană. Acea zona de nord, luptele cu Hezbollahul. Hezbollahul n-a fost acum. Dar ăștia de la New York Times făceau speculații zilele alea că ar fi pornit intifada exact în, înainte de a se discuta despre tratatul Arabia Saudită cu Israelul, care ar fi un tratat
istoric. Bun, se pot pune în ecuație și acele lucruri. Cert este că Iranul n-a ieșit la bătaie, Libanul n-a ieșit, se zice de solidaritatea lumii arabe. Toți care am fost prin lumea arabă știm că nu există așa nicio solidaritate. Sunt interese total divergente. Acum că Siria, Dumnezeu să îi odinească pe cei musulmani care au pierdut acolo. Dar eu Siria, când am fost în anii 90, Siria era înfloritoare. Tot în context internațional s-au bătut trei puteri pe teritoriul Siriei și acum e nenorocire. Nu comparăm Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite sau Qatarul, care și-a bătut joc de ăsta, șeicul din Qatar, și-a bătut joc de toate galeriile lumii. Păi dă-i o ținut acolo să nu bea, să nu vezi biletele scumpe, eu filmat, eu am printat, le-am făcut toate digitale și au organizat o finală de vis. Am fost singurul care am avut curajul să spun, domnule, ăsta a fost Roca cel mare, 5-3 Argentina. El, Sheiko, a avut acolo 5 jucători, plus PSG, Paris Saint-Germain. Adică toată lumea care a fost în zona aia, adică cum să cumințești galeria Angliei? Și Sheiko, în Emiratele Arabe merg foarte mulți tineri români, merg la plajă și așa mai departe. E excepțional. Și eu am avut odată un ulcer și zice odată, trebuie să stai undeva departe. Și am stat în Abu Dhabi 2 luni. Ce tratamente mișto de data. Taică tu săracul, Dumnezeu să-l odihnească. Să nu mai fiu cu șoc. Și atunci am cunoscut și aici, am cunoscut și oameni de afaceri, sponsori. Și unul, sponsorul de la Bell Helicopter, să-l țin minte și acum, 3 ore o întârziat la întâlnire. Păi zice, ce să fac? Am citit Herald Tribune și am obosit. Măi, da, uitați-vă numai asta, la cât foarte greu au cedat egiptenii să primească refugiați din Gaza. Foarte, foarte greu. Și doar în schimbul unor se suportă niște cheltuieli acolo. Suportă și americanii și evrei și... Nu vor să aibă țările arabe, știu exact cine sunt palestinienii și nu vor să aibă de-a face cu ei. Despre asta e vorba. Asta spun toți. Dacă nu-i primesc ca ei lor. Asta spune totul. Spune foarte multe. Păi dacă ei nu-i primesc, că îi consideră cum îi consideră, păi cu atât mai puțin sar pentru ei. Și au făcut niște socoteri foarte, foarte greșite. Foarte greșite. Bun, deci în acest moment Israelul se apropie decisiv de comandamentul central Hamas. Vă reamintesc că organizația a cerut armistițiu de 5 zile, în schimbul căruia este dispus să dea drumul unui număr de 70 de ostatici, care sigur de-abia așteaptă să se întoarcă la familiile lor, în special femei și copii, pentru că asta impresionează în mod deosebit. Încă nu știu care este răspunsul oficial al Israelului. Mâine însă se întâlnesc titanii planetei, Joe Biden și Xi Jinping, o întâlnire pe teritoriul american, o deplasare extrem de interesantă a lui Xi Jinping la San Francisco. Pe Răboj sunt discuții despre reapropierea militară dintre China și Statele Unite, intrată în criză, despre afacerile pe care le pot face împreună, chinezii pierzând foarte mult contactul cu firmele americane în ultima perioadă. În același timp, toată lumea se gândește probabil că se va discuta despre Ucraina, Rusia și conflictul din Orientul Mijlociu. Americanii nu-și permit ca Iranul, China și Rusia să fie foarte prietenoase și să se strângă la oaltă. Cum vedeți această întâlnire? Se negociază pacea mondială? Suntem în preajma celui de-al treilea război mondial? Ne așteptăm la ceva și mai rău după această întâlnire? Mirel Cure. Domnii chinezii, în înțelegerea mea și câte știu eu despre chinezi, mare potențial uman, au foarte mulți bani, dar ei sunt zero la gândire de business. N-ați văzut multinaționale chinezești, nu au o gândire făcută pentru business. Nici n-ar fi avut săracii când să-și o creeze... Aș aminti una care, pe care noi am respins, o companie, dar care totuși în România și are un succes. Și pe rețele de telefonie mobilă, de exemplu... Dar nu e multinațională. A devenit. O firmă chinezească. E o firmă chinezească. Dom'le, dacă ești firmă chinezească cu bani de la stat, nu e nicio problemă să ai performanță.
Complicat este să ai performanță atunci când ești o firmă capitalistă cu bani de la acționari, de la bănci care vin și te execută. Odată te cumpără unul ostil, te preia prin achiziții pe bursă, acolo e jungla, acolo e viața reală. E adevărat că pe de altă parte au cumpărat branduri în zona industriei automobilelor, au cumpărat o mulțime de firme mari peste tot, s-au implicat în aproape orice. Cine, nu știm, probabil că firmele chinezești care au în spate statul. Care au în spate statul și au în spate banii de la stat. Statul chinez nu mai are bani pentru așa ceva. A investit prostește în milioane de apartamente pe care nu le cumpără nimeni. Eu am văzut asemenea orașe. Sunt orașe întregi unde cineva aprinde lumina seara ca să pară populate. Dom'le, orașe întregi înseamnă, imaginați-vă, 6, 7, 800 de blocuri, 30-40 de mall-uri, 5-6 spitale și tot ce mai trebuie unui oraș. Dar nu stă nimeni acolo. Unde nu stă nimeni. Decât la mall-urile, decât un portar. Deci o fi, nu știu, că n-ai avea ce să furi de acolo decât robinezi. Bun, în fine. Cam naiv. Este, ce spui? Zic, ești cam naiv. La tine, ce zici acum, e wishful thinking. Așa nu, e, nu e adevărat, am de 6 ori în China, am văzut ce e acolo. Dom'le, ei au devenit, e foarte, foarte clar, au luat locul rușilor. Sunt o putere mondială. Repet, economic, ca potențial uman, militar, la revedere, sunt alături de americani. În momentul de față, sunt două puteri globale. Salut! Rușii sunt pe planul 2. Ei știu asta și de-aia încearcă să se agațe de chinezi, ca în bancul ăla ce tare tropăim. Întâlnirea asta, după părerea mea, și ne vom lămuri foarte rapid, dacă e așa, o să parafeze această stare de fapt. Adică va apărea gândirea de business americană. Dom'le, acum să fim serioși, gândirea de business care gândi evrei. Ăștia știu să facă business. Degeaba ai bani. Ai bani, stai pe ei. Să pui banii la treabă e un lucru foarte al dracului de complicat. Eu cred că se va parafa sunt premizele parafării unei stări de fapt. A apărut o nouă putere mondială. Și nu, aia nu mai... Adică o dau la pace? Aia nu mai sunt rușii. Fără discuții, da. Pe deasupra rușilor? Rușii nici nu mai contează în toată povestea asta. Rușii nu mai contează decât pentru chinezi ca spațiu vital. Nu, știți că există percepția asta în anumite medii că prin retragerea lui Biden, care e una pe care o confirmă sondajele, și venirea lui Trump, faptul ăsta începe să se vadă cumva, din ce în ce mai puțin bani se vor duce către Ucraina și susține... Da, sigur, fără discuții. Și din ce în ce mai puțin bani către Europa Centrală și de Est. Și asta e fără discuții. Avertizmăm pentru România, când... de exemplu. Și această înțelegere va lăsa totuși Rusia să fie mult mai agresivă spre Europa? Dom'le, Rusia a devenit pentru China ceea ce ar fi un recuperator, un mardeiaș de temut pentru un om de afaceri care are gulerul la cămaș alb. Mm-hmm. Rușii asta sunt. Sunt aia pe care îi trimiți să atace, au rețele clandestine, conserve de spionaj bune, redutabile în toată lumea, adică îi poți folosi pe post de mardeiași de înaltă clasă. Trupe de-astea clandestine, Wagner, de-astea pe care îi trimit mercenari, pot fi folosiți pentru așa numitele operațiuni speciale, dar de data asta internaționale. Teama mea este că va trebui să li se dea și lor ceva. Că ei pe unii care te servezi bine și ai nevoie. Mă, mie mi-e teamă să nu li se dea, nu neapărat să devină noi Republici Unionale. Un coridor, Bulgaria, România, Ucraina, îmi este teamă să nu... Dar nici nu le-o cer. Iar în sfera lor, în mai multe rânduri. Revenirea la situația este dinainte de 92, asta este, nimic altceva. Deci, summitul ăsta se cheamă Pacea și Dezvoltarea Durabilă de la San Francisco. Uh-huh. Mai degrabă, cred, este un lobby foarte puternic a industriei americane. Uitați ce avem noi aici, toate sunt produse în China. Serviciile au crescut în America cu aproape 100%.
datorită prețurilor ridicate a mărfurilor. Deci, în primul rând, este o criză a producției. La costurile alea de salarii de 4-5 mii de dolari, nu se rentează să faci pahare. Asta cred că ar fi din partea americană interesul. Doi, doctrina confucianistă, nu, Xi Jinping nu renunță la doctrina confucianistă, aceea de a se duce puterile regionale și a ține, a avea un respect față de puterile mari ale lumii. Asta e o doctrină de 6.000 de ani. Dar în același timp, Xi Jinping a zis clar că va duce toate diligențele necesare, astfel încât Pentagonul să-și retragă corăbile, vasele de luptă, în sudul Mării Chinei. Adică sunt lucruri care nenegociabile. Faptul că Joe Biden încearcă să schimbe paradigma, el nu e de unul singur. Sunt oamenii care transced puterile, transced republicanii sau democrații și așa mai departe. Cu China s-au făcut bani mulți. America a făcut foarte mulți bani cu China. Nu interesează pe nimeni. Dacă punem, am publicat o hartă cu investițiile în resursele din Africa de Est. Au luat toată Africa de Est, pierderi toate resursele colosale. Pierderi chinezești colosale. Nu, mi-au povestit ăștia care sunt în domeniul mineritului. Cum se face? Vine un vine cu 3%, intră în companie, are acces la documente, când se face extracție și când în final se dovedește cât e zăcământul, Exim Bankul chinez dă în maximum 24 de ore toată suma, ceea ce nu, America nu poate să o dea imediat și nici nu au know-how și spionii care au în Africa. America pierde foarte mult în Africa, China se extinde. Pierde și ea. Au pierderi colosale de sute de miliarde de dolari. Pierderi colosale s-a discutat la cel mai înalt nivel al Partidului Comunist chinez. Pentru că nu au gândire de business. Ăsta este motivul. Intuiesc că se întâmplă lucruri, dar spui că da, nu au gândire de business. Acum, dacă întreb pe chinezi, eu am întrebat pe unii care sunt, nu la vârf, că n-am acces chinezii acolo. Sunt topiți după bani. Ei spun nu că n-ar avea gândire, ei spun că din cauza corupției. Nu, nu au gândire de business. Într-adevăr, se duc cu vagonul cu bani și îi ard negri aia de indoaie. De indoaie, generalii aia, făcut general din sergenți majori care sunt acolo. Îi indoaie, îi rup. Nu au gândire de business. Acum încearcă, mă rog, încearcă niște forme de niște asocieri pe business, fond, cu niște fonduri de investiții care au gândirea de business și viziune. Ei n-au viziune. A fost determinant în istoria Chinei. America are nevoie ca de aer, de piața chineză, nu a ajuns să se vândă cele mai multe mașini electrice în China. Au nevoie de piață, de mâna de lucru ieftină și de mână de lucru. Nu are nicio legătură treaba asta cu al treilea război mondial? Nu, nu are nicio legătură. Legătură. Nu. Și să mai trecut aici, m-am citit, e pacea. Primul cuvânt în, în titulatura întâlnirii e pacea. În timp ce? Deci, în timp ce noi vorbim, sunt orașe întregi din Rusia care deja au populație preponderent chinezească. Dom'le, așa cum visul rușilor era la Petru cel Mare, până visul lui, nu, până la ocean, la fel visul secular, al milenar, poate secular, al chinezilor, Siberia. Da, mă rog, aici, la final, așa se va întâmpla. Va fi o confruntare între China și Rusia, când Rusia va fi în cea mai vulnerabilă. Dom'le, și să nu uităm că ați râs. Multă lume a râs de cele 7 puncte de negociere a păcii ale lui Xi Jinping. Poate se pun din nou pe masă. Eu n-am râs deloc. Alea 7. Eu n-am râs deloc. Apropo de Ucraina. Nu știu dacă, vă mai aduceți aminte că sunteți mai tineri decât mine. Anii 50, 60, 70, 80, zilnic grănicerii chinezi se împușcau cu grănicerii ruși. Zilnic. Eu am spus că la dar nu unul, doi. Eu am spus că de-abia a început să războiul.
Și am zis la un moment dat că mai degrabă văd o situație în care America și China își dau mâna. Absolut. Da, America a ajutat la formarea Rusia, la contrarevoluția și la unirea celor două părți revoluționare din China și armatele alea diabolice. Iar și acum există... Și retragerea lui Chiang Kai-shek în Taiwan. În Taiwan. Da. Și frica de japonezi, nu? De samurai, e intrată în vâna națională. N-am mai fost de vreo 5 ani, dar am înțeles că $100 cât o iau un angajat în China îi ajunge, pentru că tot are la dispoziție. Și aici contrazic că a zis că chinezul e după bani. Nu, poate românii sunt după bani, ca să mă fenteze pe mine cum mi-au luat 1500 de euro să-mi pună o seră. Chinezul nu e după fenta asta, chinezul majoritar sau sunt unii foarte isteți, dar sunt controlați de Partidul Comunist. Vai de mine, dar și nu sunt controlați. Eu am văzut, ne duceau să vizităm niște chestii. Dom'le, și la organele de partid era un panou de onoare cu miliardarii din zona respectivă. Și erau niște chinezi în costume, Armani, Boss, chestii, adică ei erau membri de partid, executau sarcini de partid. Dar ordinul de partid era să se comporte ca și cum ar fi niște miliardari. Mai era panou de onoare de la roșu, cu pânză roșie, ca la partid. Iar ei erau la panou de onoare. Dar alea, costumele alea, pe bune, sunt toate făcute în China. Da, da. Ei replică orice. Iar la $100, cum spune Marius, păi o cămașă excepțională costă $2. Eu mi-am luat vreo 20. Da. Plus că îmi povesteau ăștia mari fabricanți de haine din Italia. Zic, mă, da, și eu am avut de mic țoale de firmă, dar totuși nu știu care e fake și care e real. Și zice, măi, chinezii ne copiază extraordinar. Dar noi care suntem producători și noi facem ștanțele și toate alea, punem niște mici chestiuni în ață, în... și ne dăm seama care e produsul nostru. Atunci zice, bai, am firma cu tare, dar de fapt e produsă în China. Și noi am avut în lon. Și și-au bătut joc politicienii români de lonul ăla, că, domne, suntem sclavii Europei. Bun, deci nu începe al treilea război mondial, e doar o etapă nu, de a mai face business-uri mari împreună pentru Statele Unite și China, spun cei doi invitați. Avem însă o altă poveste interesantă. Românii cumpără tancuri Abrams M1 A2 într-un context în care americanii par să fie un pic descumpăniți de povestea cu aceste tancuri, chiar dacă, uite, România vrea să bage $2.5 miliarde în povestea asta. După ce au constatat în Ucraina că pot fi distruse cu o dronă de $400. Și vor să facă, nu să le mai modernizeze aceste tancuri Abrams, așa cum spun specialiști, ci din potrivă să creeze unele noi mult mai adaptate la viitor, după tot aceste secvențe și după tot ce s-a văzut pe frontul Ucraina în bătăria cu Rusia. Așadar, noi luăm niște tancuri foarte grele, pentru care se spune că nu avem infrastructură. Un tank de 100 de tone ar avea probleme pe multe dintre podurile din România. Așa? Și nu avem infrastructură, dar le luăm. În condiții în care Statele Unite se gândesc deja la viitorul model de tank, pentru că ăsta li se pare că deja pare depășit, de-aia nu îl mai modernizează. Bine, și polonezii au făcut, se spune că au făcut o afacere mai bună decât noi și nu, americanii tancuri, tancuri bune de altfel. Vor să 250 de bucăți pe 6,5 miliarde și noi pe 52 de bucăți dăm 2,5. Da, scuză-mă că te întrerup. Dar cea mai distractivă chestie e sesizatul tan majorul meu. Ambasada Americii a zis că departamentul specializat agrează al Americii, agrează cumpărarea acestor Abrams cu 2,5 miliarde. Mă, și mă uit pe documentul trimis de Tilver către Parlament, acolo era 1,5 miliarde. Parlamentul n-a aprobat decât și unde s-a dus 1 miliard? S-a pierdut 1 miliard? Nu l-a aprobat. Cine? Parlament. N-au aprobat decât jumate din sumă. Acum păi nu! Suma cerută de Tilbury era mai mică decât ce a zis ambasada Americii. De ce? Unde e diferența aia de 1 miliard?
Acum, în privința tancurilor ăsta, Abrams se dă părerea, face ca niște un articol pe Star and Stripes. E foarte simplu. Ei acum se văd puși în situația de a le moderniza, adică ce? Să remonteze mitraliera antiaeriană cu o centrală computerizată de tragere automată care îți dea jos dronelele. Eu nu pot să fiu trist că țara mea se înarmează. N-am cum să fiu trist. Unu. Doi la mână, sunt trist că nu se reintroduce pregătirea militară obligatorie. Că riscăm să ne transformăm într-un popor de agarici și băbălăi. De ăștia, pensați. Asta e altă discuție. Pensați și epilați. Marea problemă a României va fi în momentul în care am spus-o și ieri, Statele Unite se vor plictisi să mai stea pe aici. Aia e. Da. Pentru că pericolul ăsta am fost atât de smart încât în toți acești ani nu ne-am asigurat spatele. Nu avem niciun backup. Nu ne-am asigurat spatele și nici... Nu... care își iau prieteni pe care nu i-au avut niciodată. Foarte îngrijorător. Și vom rămâne... Și dacă nu i-am ferește, Statele Unite se satură de noi... Și nu i-am atras deloc la investiții în România. Doar atunci ești sigur pe sprijinul unui alt stat. Când are investiții mari, mari, mari. Hai mai, am încercat, am fost cu Ciorbea, încă din 98 acolo, să-i aducem pe mari investitori. Acum am povestit directorul de la Automecanica, s-a dus la General Dynamic să facă Abrams la asta. Și-a zis, asigurați-ne contracte de 100 de bucăți pe an. Marius, așa este cum spui tu. Au venit și au cumpărat cine? Ăștia care s-au adaptat la șpăgi către demnitarii noștri, rușii și arabii. Că ăștia au știut. Americanul nu-ți vine să dea la blat cu chiar așa, de la primar până la prim-ministru. Dacă dă după aia și dă informații pentru o structură care îi arestează ulterior, pentru că știu exact cât au dat. Da, exact. Nu iartă americanii treaba asta. Da. Bun. Dar atunci terenul agricol l-au cumpărat după pauză. Ce greu am după adus pauză. Discutăm, comentăm două dintre spaimele masive care bântuie pe internet orașele închisoare de 15 minute și sfârșitul proprietății private. Vorbim și de carnea la plic, era să zic, carnea de laborator a primit undă verde în Europa. Este real. O firmă din Cehia se pregătește să ne vândă carne de laborator. Hai mă, e 200.000 de... Ceartă mare pe banii unii pentru Ucraina, vorbim și despre Trump. Au produs unii, dai că vorbim, au produs unii experimental. E 200.000 de dolari kilogramul. Hai că vorbim despre asta. România... Calmați-vă! Se întoarce în Africa. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.